Bună seara! Astăzi o să discutăm câteva subiecte interesante. Primul dintre ele. Când o spune mama sau tata ca și sfat? Înainte să te însori sau să te măriți, să încerci mai mulți băieți sau mai multe fete. Și ajungi la un moment dat. Cunoști fata 1, 2, 3, 4, 5. Poate te culci cu ele, nu știu. Sau nu te culci cu ele. Sau cealaltă variantă. Băiatul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cu unii te culci, unii nu te culci. Pe care vine vârsta, că na. Trece prima întâlnire, a doua, a treia, a trecut vreo 3 luni din an. De 4 ori ca pe semestru sau trimestru, a mai trecut un an din viața noastră și încă un an, și încă o întâlnire, și încă un an, un băiat și o fată și tot așa. Până când, într-o zi, găsești ceea ce se cheamă sincronizarea vieții tale. Și ție îți rămâne întimpărit în cap ceea ce ți-a spus ori mama, ori tata. Înainte să te însori sau să te măriți sau să te căsătorești, încearcă câți mai mulți băieți sau câți mai multe fete. Cât mai multe fete. Bineînțeles, e acea sincronizare. Parcă mă potrivesc cu mama naibii, mă potrivesc. Știi? Parcă ce-am pățit eu seamănă cu ce-a pățit el. Parcă și cu barcă. Stăteau amândoi într-o barcă. Și la un moment dat, amândoi încep să văzlească în altă parte sau în alt sens. Adică, ți-a rămas întipărită acea idee. Până te măriți sau sori sau să te căsătorești, testează cât mai multe fete sau băieți. Dai de sincronizare, gândiți-vă că parcă și cu așa, stăteau amândoi într-o barcă și văzlau amândoi în același timp. Aceea e sincronizarea din relații. La un moment dat, aducându-și amândoi acea frază aminte, testează înainte să te măriți, căsătorești sau însori, o altă, parcă mai, știi, erau amândoi cu vâslele. Și relația a pune. Bun, sau mai există și alte faze. Apare desincronizările, practic, amândoi sunt sincronizați și află ambii parcă și cu barcă, că stăteau cu toții în barcă, așa, că există o mică sincronizare între ei. Unul dintre ei vrea să facă sincronizarea să fie amândoi în continuare, numai că unul începe să văzlească în ritmul lui, celălalt înțelegi? Și invers. Și apare acea desincronizare. Când a apărut acea desincronizare, nu mai apare de vâsnă. Știi? Apare așa. Și s-a despărțit. Și după care ajungi la ceea ce se cheamă
o decepție în viață, sau dacă treci mai departe, pentru că n-avea acea desincronizare la barcă, la vâslă, ci să te ducă mai repede înainte, iar celălalt rămâne în urmă, pentru că, na, ceva de genul acesta. Așa, o să ajungi la concluzia că s-au desincronizat. E, ai două variante acum. Ori spui că există o desincronizare în vâslă. Așa. Sau unul dă așa, unul mai dă așa, unul mai dă așa. Ia dați-vă jos din barcă, ca noastră barcă se duce la fund, ca și Titanicul când a lovit icebergul și s-a dus. Practic, în viață, când ai o relație sau două relații sau mai știu eu ce, și cu cât ai experiență mai mare, cu atât o să constați că ai nevoie de acea sincronizare. Nu acea desincronizare care o cauți, să fiu eu primul sau să fiu ea prima. Aceea nu e desincronizare. Într-o barcă. Gândiți-vă cum era pe vremea romanilor sau vikingilor, când erau galerele și erau, hai să-i spunem, cum spunea cineva mai sus, o târnă, eu spun că o mulțime de sclavi care erau înlănțuiți și trăgeau, hei, rup, hei, rup, și ieșeau învingători cu flota lor, cu arcuri, cu catapulte, toate pe mare, cu vâsle, cu toate ce, cu tot ce vrei. E, dacă nu apare așa, și nu mai așa, atunci este o desincronizare. Pentru că este chestia aceea. Mama și cu tata, sau mama, tata, sau bunicul, sau nu știu cine, ți-a dat un sfat. Până când te măriți, testează cât mai mulți băieți sau cât mai multe fete. Punct. Și când ajungi la sincronizare, ori spui, alo, suntem pe același nivel. Alo. Alo, suntem pe același palier. Alo, suntem în aceeași barcă. Alo. Vâzlim amândoi la fel și nimic. Și trece desincronizarea. Că tot îi spui, alo, alo. Vâzlim la fel. Alo, nimic. Atunci s-a desincronizat și șansa în viață s-a epuizat. Pentru că amândoi se despart. De ce? Pentru că cel care spune alo m-a flituit, iar celălalt nu cred. Alo, alo, nu cred. Și uite așa, când ei de fapt la început erau așa. Și s-a dus. Punct. Când își dă seama cel de aici, bă, dar chiar ai dreptate, el a plecat departe. Și atunci o să caute o desincronizare, ceva de mai aparte. Acum vă las să vă hliziți și să discutați. Pentru că cei care văd așa ceva, e chiar foarte interesant.